Salut și bine ai venit, Sorin, la Fabrica de Bani. Eu sunt Dragoș și azi discutăm despre faptul că am mai luat încă 3 companii noi pe bursa din US. O să vedem imediat despre ce e vorba și o să vedem exact despre cum va evolua portofoliul meu în continuare. Înainte de a începe, azi am 2 rugăminți mari la tine. Una este să dai subscribe la canal dacă n-ai făcut-o încă, undeva în partea de aici, de jos, ai butonul de subscribe, iar lângă el ai un clopoțel mic pe care dacă vei bifa și pe acela vei fi notificat de câte ori postez un clip nou. Iar la finalul episodului ăsta, iar a doua rugăminte pe care eu am zis către tine, este să dai un like la acest episod, bineînțeles, dacă ți-a plăcut. Cum vă spuneam, am început acum câteva zile, cred că o săptămână jumate, un episod dedicat începătorilor în care spuneam cam ce companii poți să iei tu ca începător pe Trading 212, cum poți să-ți faci un portofoliu și cum poți să obții primele venituri pasive în urma acțiunilor tale, în urma investiției tale sau în urma acțiunilor primite gratuit prin promovând Trading 212. Așa. Ei bine, între timp eu mi-am schimbat un pic strategia. O să discutăm un pic despre chestia asta astăzi, dar haideți să vedem în primul rând ce companii noi am mai adăugat în portofoliu pe Trading 212 și apoi discutăm și despre strategia mea mai amplă și dacă ești începător cam ce ar trebui să faci și așa mai departe. Ia să dau pe ecran ca să și vedeți foarte clar. Practic cele 3 companii adăugate sunt JP Morgan, da? O investiție riscantă totuși pentru că băncile s-ar putea să aibă probleme în următoarea perioadă, nu știu. Și atunci JP Morgan, deși JP Morgan are și investiții, are și alte chestii. PepsiCo, pentru că tot vorbeam de PepsiCo și în sfârșit s-a adăugat și el. Și 3M, compania cunoscută 3M, de care ați auzit cu toții, cred că pentru că face tot felul de produse, e imposibil să nu fi, să vă fi lovit vreodată de aceste produse. Așa, portofoliul meu în momentul față are 10 companii, da? Probabil o să mai acumulez la aceste companii care au cele mai puțin. Dar dacă ești începător, sfatul meu ar fi să nu te diversifici atât de rapid și atât de mult cum am făcut-o eu. Eu am un plan mai mare, o să discutăm și despre el la un moment dat, nu e cazul acum, da? Adică eu am o viziune pe termen lung asupra lucrurilor și cum vreau eu să evolueze. Și atunci încep să pun de ască rămizile unui proiect mai mare, chiar dacă pare că mă diversific foarte mult și că n-ar trebui să fac asta. Ca începător, probabil ar trebui să te uiți la câteva companii, o să le iau prin, bineînțeles, dintre cele din lista asta, dar o să-i iau așa pe, pe rând, Stag, Industrial și Realty Income, sunt companii de tip REIT, investesc în imobiliare, e ca și cum ai avea o investiție imobiliară pe care iei chirie lunară, plătesc lunar dividende, adică iei practic bani din chirie lunară, iei lunar și tu mai departe, și astfel încât poți să, pentru începători e foarte tentant să vadă că vin în fiecare lună bani și că se întâmplă niște chestii. Și atunci amândouă, Realty Income și Stag Industrial, sunt 2 opțiuni bune. Realty Income e mai mult pe partea de office, de birouri, de așa mai departe. Stag Industrial e mai mult pe zona de hale, de depozite, de chestii din ăsta, da? De-aia și le-am pus în portofoliu echilibrat pe amândouă și am zis să fie și acolo și acolo. Apoi, bineînțeles, vine 2 companii vechi pe piață, pe care amândoi, toată lumea le știe, Coca-Cola și cu PepsiCo, da? Iarăși 2 companii care nu cred că vor da faliment vreodată și care fac parte dintr-o ramificație așa mai mare de companii, nu vinde doar Coca-Cola sau Pepsi, vinde, au mult mai multe produse și în România, dar și în alte țări. La fel, pe același rang aș pune Procter & Gamble și cu Johnson & Johnson. Altria iar este o companie tentantă, Kellogg nu neapărat că o recomand, este alegerea mea, dar nu aș spune-o așa, JP Morgan m-a spus că este o alegere destul de riscantă, 3M, și, dar, oricum majoritatea dintre ele sunt, nu majoritatea, toate dintre ele sunt dividend aristocrat și o mare parte dividend king, adică plătesc de cel puțin 25 de ani dividende și altele plătesc de cel puțin de cel mai mult de 50 de ani, da? Coca-Cola, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, parcă erau, nu mai știu exact asupra, dar le am pe o listă și m-am uitat la ele atent când am cumpărat. Este un portofoliu cu risc destul de scăzut în momentul de față, acum începe să diversifice, să fie mai riscant. Iarăși te sfătuiesc să te intereseze propriile companii, să le alegi cu grijă și să nu investești neapărat în companiile astea, pentru că eu am făcut-o, da? Eu am propriile alegeri,
la fel de bine poți să faci tu propriile alegeri și dacă ceva merge prost, să-ți asumi alegerile respective, nu să dai vina pe X sau pe Y că ai văzut tu pe nu știu ce grup de Telegram sau pe nu știu ce Facebook sau pe nu știu ce YouTuber că a recomandat el nu știu ce companie și pe aia te s-o cumperi. De asemenea, mereu zic că nu te zvălați după niciun YouTuber, nici măcar după mine, și că acestea nu sunt sfaturi financiare, da? Este un canal de educație financiară. Vreau să vă învăț cum să puteți să obțineți dividende, cum să puteți să vă obțineți venituri pasive, cum să vă creșteți veniturile până la urmă, cum să investiți, cum să alegeți anumite companii, dar nu să pune problema să investiți sau să vă zic vreodată să investiți în compania respectivă, da? Dacă eu sunt fan Coca-Cola, de exemplu, nu înseamnă că trebuie să investiți și să vă luați după mine și să investiți în Coca-Cola. La fel de bine vedeți că chiar dacă sunt fan Coca-Cola, am investit și în PepsiCo, da? Adică vreau să am și PepsiCo în portofoliu și nu doar Coca-Cola. Deci nici măcar alegerile mele nu sunt întotdeauna făcute pe ceea ce îmi place mie și mai vine și partea rațională și începe să suprascrie cumva dorințele mele de a avea anumite companii în portofoliu. De exemplu, îmi doresc foarte tare să am în portofoliu Tesla sau Apple, da? Adică cine nu-și dorește? Dar faptul că toată lumea este foarte, cum să zic eu, foarte orientată să cumpere astfel de acțiuni, consider că prețul lor e totdeauna supraevaluat, adică foarte mare. Și atunci e un risc să cumpăr ceva foarte scump, da, exact ca telefoane sau ca mașinile lor, și prefer să nu cumpăr. Da, adică și produsele lor sunt scumpe, dar și acțiunile lor le consider destul de scumpe și destul de riscant să cumpăr ceva scump și să ies în pierdere, mai ales că sunt companiile de tehnologie, nu dau dividende. Deci sunt orientat, portofoliul ăsta e orientat foarte mult pe dividende pentru că încerc să construiesc ceva aici și are legătură cu dividendele foarte, foarte mult. Cam așa arată portofoliul în momentul de față, da? Nu știu, nu s-a deschis bursa, nu s-a deschis încă bursa de dimineață, deci așa arată aseară, cred că. Merge foarte bine 3 din 2 1 2 în momentul de față, restul sunt mai pe stand-by, în continuare caut să-l promovez, îți readuc aminte că în descriere ai link-ul de afiliere prin care dacă te înscrii vei primi o acțiune gratuită, tot ce trebuie să faci să-ți faci cont, să-ți verifici contul, are proces de verificare cu buletinul cu tot ce trebuie și să bagi 10 euro sau 50 de lei pentru a-ți activa contul. După aceea vei primi o acțiune gratuită în valoare de 10, 20, 40, 50 de euro, da? Adică depinde de sumă, până 100 de euro zic ei, dar am văzut că mai mult de 80 parcă sau 90 a fost maxim, dar mai rar. În general sunt nici sub 10 dolari n-am văzut, ce-i drept, nici sub 10 euro n-am văzut, dar cumva între și 10 euro dacă primești este super bine pentru că pui tu 10 euro și cu 10 euro care primești deja ai un portofoliu de 20 de euro, o sumă foarte mică, dar pentru un începător care poate să pună banii ăștia, de exemplu, pe una din companiile de tip rate și să vadă că vin lunar niște bani, înțelege poate mai bine cum funcționează treaba asta cu dividendele, de ce vin banii respectivi și așa mai departe, da? Deci nu e vorba de a face milioane, da? Niciodată nu o să zic pe canalul ăsta că fac milioane. Eu am un plan foarte clar ce am de făcut pentru a-mi câștiga independența financiară. O să o fac în 10 ani, nu o să o fac în 2 luni, da? Asta cu 2 luni sunt povești pe care spun alții pe YouTube. Și atunci eu construiesc lucruri care să-mi asigure peste 10 ani de zile independența financiară. Nici nu se pune problema să fac eu miliarde așa peste noapte din bursă. Și ar trebui să înțelegeți foarte clar chestia asta, pentru că sunt foarte mulți care cred că pac, intră pe bursă, dă lovitura și gata, o lua Lamborghini, cum e pe cripto. Nu e așa și nici pe cripto nu e chiar așa, dar mă rog, trecem peste asta. Deci cam ăsta ar fi portofoliu. Mă uit și la ceas, este destul de lung clipul. N-ar mai fi mare lucru de zis. Probabil în următoarele zile, ceea ce încerc să fac este să nu mai diversific, deja sunt 10 companii. Ar mai fi fost una pe tabel și mi se pare că chiar e pus aici, McDonald's, da? Încă vreau să o studiez, încă nu știu exact cât dă dividende, ce dă, așa. Dar eu are și o companie pe care mi-o doresc în portofoliu. Aș putea să zic că în loc să mă duc la McDonald's să cheltui un milion acolo, adică 20 de euro, pot să bag 20 de euro în acțiuni la McDonald's, da? Ceea ce iarăși e o companie care e destul de solidă. Am zis însă că momentan trebuie să stau la 10 companii pentru că e deja destul de mult. Dar în final, dacă e să luăm așa pe un plan mai mare, vor fi undeva la 200, 250, 300 de companii. Acum, probabil în următoarea perioadă, o să încerc să consolidez acest portofoliu. Adică dacă mai vin.
am văzut că vine cam una, două, trei acțiuni zilnic, vin gratuit. Și atunci, pe baza acțiunilor respective gratuite, eu le vând, de fapt, dacă ne uităm un pic când nu există notificări. Nu mi-a fișat notificări, le văd. Pe baza lor, eu vând, le vând și istoric, cred că aceea pot să vezi mai bine. Vedeți, Amazon, am primit Amazon și Apple, vedeți, ca și acțiuni. 36 de euro primit și 10 euro. Le vedeți? Aici, ajung depozit de 36 de... A. Da, nu ți-am zis, bă, zic, ce depozit, că n-am depozitat nimic. Mă luați să zic, n-am depozitat bani, de unde să vine, da? Da. Vedeți că este, practic, e vânzarea, de fapt, depozitul, da? Am vândut Apple-ul și, da? Dar acolo vine, de fapt, așa. Deci vedeți ce am primit, 36 de euro, 10 euro, se văd foarte clar aici. Dividende n-au mai venit încă. Vedeți, dividendele sunt alea care le știați. Dar vor veni în curând, să știți, că sunt deja în plan să mai vină niște luna viitoare, începem iară să le colectăm dividende. Așa, bun. Deci cred că următoare, mai am încă, apropo de chestia asta și de educație financiară, mai am încă 18 euro în portofoliu, bani cu care aș putea să mai cumpăr o companie sau aș putea să mai solidific pe aici. Dar am zis să am și niște bănuți acolo puși deoparte, pentru că totdeauna tentația foarte mare a unui investitor e să investească toți banii și să rămână fără lichiditate. Și încerc să mă autoeduc pe mine să am și un pic de lichiditate. Pe 3 vil, de exemplu, ați văzut că nu reușesc chestia asta. Pe 3 vil am aproape 0 lei acolo în portofoliu, că totdeauna când am mai mult de 3 milioane, îi investesc automat într-o companie nouă sau consolidez și pozițiile pe care le am, astfel încât să am și mai multe acțiuni puse la cumpărate. Păi ați pus la staking. Sau mai multe acțiuni care produc bani până la urmă. Așa. Deci cam asta este ideea, încercați să aveți și un pic de fonduri disponibile, să aveți un pic de lichiditate. Bineînțeles că la început nu o să aveți cum, adică dacă băgați 10 euro și cu 10 euro 20 de euro, n-aveți ce să faceți cu ei, dar lăsați-i acolo pentru că în timp o să-ți mulțumiți. Da? Adică am văzut foarte mulți tentați, păi bag banii aia și mai iau acțiunea gratuită, o vând și pe aia și scot banii și gata, am luat 20 de euro în buzunar, sau 30 de euro sau 40, nu contează, ce fericit sunt eu. Scopul canalului meu și scopul promovării Trading 212 e să lăsați banii acolo, să vedeți cum merge și să începeți pas cu pas să vă construiți o sursă de venituri pasive care vă poate ajuta toată viața după aia. Da? Ăsta este scopul meu și de-aia promovez Trading 212, pentru că este un broker. Sunt deoparte dacă deții acțiunile ce și cum alte discuții legate de chestia asta, care te poate ajuta să faci primii pași pe bursă. După aceea, dacă vreți să faci lucruri mai serioase, există interactiv brokers, există broker mult mai mari pentru piața din afară, există Tradeville și Goldring în România, există BT Trade sau cum se numește iarăși pentru bursa din România, există opțiuni. Dar, de exemplu, la Tradeville îți trebuie 3.000 de lei ca să intri pe bursă. Faptul că aici poți să intri cu 10 euro e un avantaj. Poți să începi să faci primii pași, exact cum am spus-o. Bun, cam ăsta a fost episodul de astăzi. Sper că ți-a părut interesant. Dacă ai companii pe care vrei să le, cum să zic eu, crezi tu că sunt interesante pentru tine și vrei să discutăm despre ele, lasă-le în comentarii. Dacă mi se pare interesante, o să și cumpăr la ele acțiuni. De asemenea, nu uita că în partea de aici apar niște episoade mai vechi. S-ar putea să fie foarte interesante și alea, mai ales la de acum câte o săptămână sau două, când am început cu contul de trading 212, să acumulez în el și să tot îl cresc. Și bineînțeles, ne auzim mâine cu un nou clip. Îți mulțumesc!